De curând am avut ocazia să joc Elder Scrolls Online în varianta sa finală. După cum probabil știați, deja nu sunt un fan al jocurilor MMORPG, însă după impresia pe care mi-a lăsat-o varianta beta, eram dornic să văd exact cum se prezintă noul Elder Scrolls. După mai multe încercări, vă pot spune că am abandonat din nou ideea de a mai juca jocuri MMO și urmează să vă spun și de ce. Elder Scrolls Online nu are o problemă fundamentală din punctul meu de vedere. Este un joc realizat fix pentru publicul dornic de o experiență MMO în Tamriel. Pentru cei care apreciază acest gen de jocuri și care și-au pierdut zeci, sute sau poate chiar mii de ore prin alte jocuri asemănătoare, Elder Scrolls chiar poate oferi ceva atractiv, însă mie mi-a lăsat impresia unui joc de genul Me Too. Ce mă determină să zic asta este faptul că atmosfera Elder Scrolls a fost diluată în așa fel încât abia dacă se mai simte pe aici pe acolo. Dacă aș vedea un screenshot din Elder Scrolls Online, fără să știu ce joc este, nu cred că aș putea să-l deosebesc de alte titluri de acest gen. Studioul ZeniMax Online și-a făcut lecțiile când vine vorba despre rase, de personaje, despre tipul de quest-uri și despre zonele pe care le vei explora în Elder Scrolls Online, însă le-a acoperit pe toate cu un strat de vopsea foarte generic. Din fericire, cei care vor intra în ESO după ce au jucat titluri precum Morrowind, Oblivion sau Skyrim, vor putea găsi destule elemente care să-i țină cât de cât interesați. Există un editor de personaje capabil care îți oferă posibilitatea de a realiza aproape orice înfățișare dorești pentru avatarul din joc și există o abordare dinamică asupra evoluției personajului. Indiferent de clasa pe care o alegi, poți oricând să-ți dezvolți și alte abilități care nu țin neapărat de aceasta. Ceva care m-a surprins în mod plăcut încă din beta a fost povestea care chiar pare să aibă oarecare coerență, ceva ce eu nu am mai experimentat în jocuri MMO până în acel moment. Toate personajele au voci, există multiple opțiuni de dialog cu acestea și în anumite quest-uri chiar ai de ales între o cale sau alta. Din păcate, abordarea MMO asupra acestui aspect nu oferă cine știe ce diversitate. Questurile se rezumă în principal la vorbește cu personajul X, investighează zona Y, apasă pe butonul Z. Iar în momentul în care vezi alte 5 sau 6 personaje care fac exact același quest în același timp cu tine, tot firul narrativ începe să își pierdă semnificația. Este clar că personajul tău nu este unic în niciun fel, nu poate influența cu nimic lumea jocului și ar putea la fel de bine să nu existe. De asemenea, trecerea Elder Scrolls în cloud este de vină și pentru lipsa unei mecanici de furat, pentru faptul că personajele din orașe sunt mai puțin credibile și pentru că tot designul vizual este stilizat și mărit. Toate casele, peșterile și străzile sunt extraordinar de largi. Cei care joacă titluri MMO sunt obișnuiți cu ele probabil, însă pe mine nu mă atrag. O parte din atmosfera Elder Scrolls o constituiau peșterile claustrofobice, străzile aglomerate ale orașelor și explorarea. Dacă primele două aspecte au dispărut odată cu trecerea la online, cea din urmă încă are o mică urmă de speranță. Există destul de multe quest-uri încât să ai întotdeauna ceva de făcut, însă chiar și acest aspect a fost simplificat, fiecare personaj din apropiere care oferă quest-uri fiind marcat pe hartă înainte să-l întâlnești. Ce m-a făcut să încerc și varianta finală a jocului a fost însă sistemul de luptă, care deși este mult mai simplist decât în jocurile Elder Scrolls de single player, este mult mai atractiv pentru mine decât în alte jocuri de acest gen. Se poate observa încă de la început că Elder Scrolls Online a fost realizat pentru a fi jucat din perspectiva persoanei întâi, camera exterioară fiind mai degrabă indicată pentru secvențele în care explorezi. Mi s-a părut destul de curios faptul că meniul rapid oferă acces la doar 5 scurtături, ceea ce încurajează dezvoltarea unui număr mic de abilități pentru fiecare personaj. Voi încheia aici, însă nu înainte să spun că Elder Scrolls Online și MMO-urile în general mă țin departe dintr-un alt motiv. Faptul că totul este foarte departe. Nu ar fi o problemă dacă lumea ar fi ceva mai densă, dacă aveai ceva de făcut pe drum, însă mersul timp de 5 minute într-o direcție nu se împacă cu ideea mea de gameplay distractiv. Cu toate acestea, cel mai mult mă ține departe abonamentul lunar, pe care dacă nu-l plătești pe o lună în avans, nici nu poți activa jocul fără ajutorul celor de la suport tehnic. Nu știu dacă asta spune ceva despre succesul jocului, însă în magazinele noastre, Elder Scrolls Online se găsește deja la 150 de lei, deci dacă prețul ridicat vă ține departe, acum puteți intra în joc pentru bani mai puțini.